România 2018, statistici îngrijorătoare. 20% dintre femeile gravide nu au fost observate de un medic până la naștere. În România, una din 5 femei însărcinate nu merge niciodată la control. Unele ajung la spital doar în ziua în care le vine sorocul. Nu-i de mirare faptul că în lipsa unei monitorizări și a unor analize amănunțite, tot mai mulți bebeluși se nasc cu probleme motorii, neuromotorii sau malformații. Aparatura a evoluat, medicina face pași uriași, însă nu și conștiința colectivă. Odată apărute problemele de sănătate, medicii încep un proces lung și greoi de recuperare. Pentru un copil se muncește chiar și ani de zile. Specialiștii spun că femeile însărcinate ar trebui să facă cel puțin 8 controle ginecologice începând din primul trimestru de sarcină, iar după depistarea problemelor nou-născutului să se prezinte de urgență la terapeuți. Apar și datorită aparaturii mai performante de depistare și intrauterină și testele genetice, absolut, a făcut ca să fie depistați la o vârstă din ce în ce mai mică. Asta este benefic dacă sunt depistați de mici, pentru că din experiență am văzut că atunci când un copil este luat la o vârstă mică, foarte mică, în procesul de recuperare, în programul de recuperare, și rezultatele sunt pe măsură, sunt mult mai bune și într-un timp mai scurt. Bolile degenerative plasează România pe primele locuri, iar aceste afecțiuni sunt cel mai greu de tratat. Ameliorarea este posibilă, însă procesul este unul îndelungat. O ameliorare sau o stopare sunt bolile degenerative, progresive, distrofiile musculare și tot ce intră în aceste afecțiuni degenerative, evolutive, în care noi doar depinde de felul în care evoluează afecțiunea. Noi nu avem dreptul să abandonăm nici în aceste cazuri. Trebuie să menținem cât de cât pacientul. Pacienții sunt tratați încă din primele zile de viață și până la obținerea rezultatelor. Terapiile, exercițiile și tratamentul se fac în centre specializate, cum este cel din Dâmbovița.